Astăzi, oameni de cultură și reprezentanți din domeniul turismului, alături de autoritățile locale, au participat la evenimentele organizate pentru comemorarea marelui sculptor Constantin Brâncuș. Președintele Consiliului Județean a vorbit despre semnificația acestei zile, dar și despre faptul că în urma artistului au rămas cele mai valoroase obiecte din opera brâncușiană. Pentru județul Gorj este o mare sărbătoare, ca de altfel pentru întreaga lume. Constantin Brâncuș, care s-a dăruit întregii lumi, a fost aniversat la el acasă, a lăsat aici, acasă, cel mai important monument din arta universală, ansamblu monumental Calea Eroilor. Primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, a spus că este nevoie de o implicare mai mare din partea autorităților privind promovarea turismului cu ajutorul operelor create de Brâncuș. A lăsat pentru orașul nostru o moștenire deosebită, moștenire care la aniversarea celor 139 de ani de la naștere ne obligă pe noi, pe autoritățile locale, să ne implicăm foarte mult, să facem mai mult față de ce am făcut până în momentul de față în a promova opera și operele lui Constantin Brâncuș. Pentru a continua seria manifestărilor organizate pentru Constantin Brâncuș, reprezentanții Centrului Municipal de Cultură vor lansa de seară 139 de lampioane care vor marca aniversarea nașterii părintelui sculpturii moderne. Evenimentul va avea loc în Parcul Coloanei Fără Sfârșit de la ora 21.